Mai mult, ca să le amintească botoșănenilor de riscurile la care se supun, reprezentanții instituției au afișat în piețe numele medicilor veterinari care asigură permanența în această perioadă și primăriile au fost informate. De asemenea, în toate aceste locuri sunt puse și numere de telefon la care oamenii pot suna să facă sesizări. Toate unitățile care comercializează, produc, depozitează, procesează, vor fi controlate în piețe, în târguri, în aglomerările care chipurile nu sunt, care nu sunt autorizate și care încă mai funcționează, cale pe care rog primarii ca să aibă mare atenție pe aceste locații pentru a nu se comercializa produse alimentare și atât produse alimentare cât și animale. Controlele au început pe 15 martie, însă acum s-au intensificat, spun angajații Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În cadrul lor vor acorda o atenție deosebită pieței mari. Piața mare, unde lucrurile nu se întâmplă chiar sub semnul legalității, și anume că deja sunt persoane care vând miei din mașini, deja sunt persoane care vând pește din unități care nu sunt autorizate, deja sunt persoane care vând produse de la moldoveni și habar n-am cum au ajuns pe piața mare. Cea mai mare amendă din acest an a fost de 45.000 de lei pentru o alimentară tot din piața mare, unde inspectorii sanitari au găsit produse expirate la vânzare.